Bună seara și Hristos a înviat, iubiții noștri telespectatori! Iată, din nou suntem în această misiune în fața micilor ecrane, încât vorbim despre cuvântul Evangheliei pe care ne vorbește Sfinții Apostoli și Evanghelii pe care Biserica îi cinstește în mod deosebit prin frumoasele și clarele lor scrieri evanghelice. Iată, astăzi din nou l-avem pe același invitat, Părintele Andrean, bună seara și Hristos a înviat. Hristos. Iată, dragii noștri, astăzi voi veți observa în mod deosebit că este o zi specială, în duminica dinainte de nașterea Mântuitorului Hristos. Sfinții Părinți au rânduit că în această zi de duminică, dinainte de naștere, să se citeze, să se anunțe o Evanghelie deosebită în comparație cu celelalte duminici de pe parcursul anului care le avem. Pentru că pe parcursul anului observăm diferite mesaje. Oare se vorbește anumite minuni săvârșite de Mântuitorul asupra apelor, asupra sau firii naturii, asupra firii omenești sau asupra firii sale dumnezeiești. Dar iată că astăzi, în duminica aceasta, unde ni se aduce aminte despre coborârea îngerilor din cer, unde cântau deasupra peșterii Mântuitorul Hristos, slavă întru cei de sus Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Această duminică mai este numită a Sfinților Părinți după trupa Domnului nostru Iisus Hristos. Iată că totodată aici, în această duminică se citează, mai bine zis, succint acel discurs al generațiilor din care vine sau se naște Mântuitorul Hristos. Și iată, aici vorbim despre geneza poporului sau genealogia propriu-zisă. Iată, despre ce va fi sau cum arată această geneză sau genealogie, am să rugăm Părintele Andrean să ne vorbească sau mai întâi de toate să ne citeze din Evanghelie care astăzi este rânduită, ca să ne dăm bine seama despre ce este vorba și cum arată această genealogie a neamurilor Mântuitorului Hristos. De aceea, iubiții noștri telespectatori, pe parcursul emisiunii, dacă apar și aveți anumite întrebări, mai ales legate cu acest moment al nașterii Mântuitorului Hristos, vă rugăm foarte mult și cu alte întrebări să ne sunați, încât punând aceste întrebări să dăm lumină și claritate, încât să ne fie ușor cum ar trebui să arate sau să învățăm adevărată credință. Părinte, te rog frumos, dacă este cu putință, să ne citați din Evanghelie care este rânduită în ziua de astăzi. Cartea neamului Iisus Hristos, fiul lui David, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac. Isaac a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iuda și pe frații lui. Iuda a născut pe Fares și pe Zara din Tamar, iar Fares a născut pe Esrom. Esrom a născut pe Aram. Aram a născut pe Aminadav. Aminadav a născut pe Nason. Iar Nason a născut pe Salmon. Salmon a născut pe Boaz din Rahav. Boaz a născut pe Obed din Rut. Obed a născut pe Isei. Iar Isei a născut pe David, împăratul. David, împăratul, a născut pe Solomon, din femeia lui Urie. Solomon a născut pe Roboam. Roboam a născut pe Abia, iar Abia a născut pe Asa.
Asa a născut pe Iosafat, Iosafat a născut pe Ioram, iar Ioram a născut pe Ozia. Ozia a născut pe Ioatam, Ioatam a născut pe Ahaz, iar Ahaz a născut pe Ezechia. Ezechia a născut pe Manase, Manase a născut pe Amon, Amon a născut pe Iosia, iar Iosia a născut pe Iehonia și pe frații lui, la strămutarea în Babilon. Iar după strămutarea în Babilon, Iehonia a născut pe Salatiel, Salatiel a născut pe Zorobabel, Zorobabel a născut pe Abiud, Abiud a născut pe Eliachim, Eliachim a născut pe Azor, Azor a născut pe Sadoc, Sadoc a născut pe Achim, Achim a născut pe Eliud, Eliud a născut pe Eleazar, Eleazar a născut pe Matan, Matan a născut pe Iacob, iar Iacob a născut pe Iosif, bărbatul Mariei din care s-a născut Iisus, care se cheamă Hristos. Deci toate neamurile, de la Avraam până la David, sunt 14 neamuri. De la David până la strâmtorarea în Babilon, sunt 14 neamuri. Iar de la mutarea în Babilon până la Hristos, sunt 14 neamuri. Iar nașterea lui Iisus Hristos așa a fost. După ce mama sa, Maria, a fost logodită cu Iosif și înainte de a fi ei împreună, s-a aflat că ea are în pântece din Duhul Sfânt. Iar Iosif, bărbatul ei, fiind om drept și nevoind să o vedească, a vrut să o lese în ascuns. Pe când însă cugeta el acestea, iată îngerul Domnului, i s-a arătat în vis, grăind, Iosife, fiul lui David, nu te teme a lua pe Maria, femeia ta, căci cel zămislit întrânsa este din Duhul Sfânt. Ea va naște fiu și vei pune numele Iisus, căci el va mântui pe poporul său de păcate, iar acestea toate s-au făcut ca să se împlinească ceea ce vestise Domnul prin prorocul, care zice, iată femeia va avea în pântece și va naște fiu și vor pune numele Emanuel, care înseamnă Dumnezeu este cu noi. După ce s-a deșteptat din somn, Iosif a făcut așa cum i-a poruncit îngerul Domnului și a luat la el pe femeia sa, dar n-a cunoscut-o pe ea până ce a născut pe fiul său, cel unul născut, căruia i-a pus numele Iisus. Iată, dragii noștri telespectatori, observați un șir a strămoșelor după trupă a Mântuitorului Hristos, în care, așa cum ne relatează Evanghelia, sunt grupate, în total sunt 42, sunt grupate câte 3. Haideți, părinte, încă o dată să specificăm care sunt acele 3 perioade, cum le aranjează evanghelistul Matei în Evanghelia de astăzi, a Cartea Neamurilor. Așa, pentru ca să înțelegem că Hristos vine pe acest pământ și vine ca Dumnezeu, ia trup omenesc, ca să noi oamenii să nu ne dea prilej, ca să înțelegem greșit sau ca să nu ne dăm după învățăturile greșite pe care au apărut de-a lungul istoriei, iată, încă o dată Evanghelistul Matei readuce în fața noastră aceste neamuri ca să cunoaștem că, într-adevăr, Hristos a venit în trup omenesc și s-a născut din aceste neamuri care, într-adevăr, au existat în mod istoric, ca să credem totalmente în adevărul pe care ne l-a lăsat. De ce, iată, primele 14 neamuri le vorbim de la Avraam până la David, care sunt 14 neamuri. Apoi, a doua parte de 14 neamuri avem de la David până la strămutarea în Babilon. Și apoi, al treilea grup de 14 neamuri îl avem de la strămutarea din Babilon până la nașterea lui Iisus Hristos, până la întruparea lui Hristos. Părinte, aș vrea, cu ce scop această Evanghelie sau Sfinții Părinți au rânduit această Evanghelie
ca să se citeze în preajma sau duminică dinainte de sărbătoarea nașterii Mântuitorului Hristos. Orice sărbătoare mare, cu atât de mult nașterea lui Hristos, are nevoie de a fi înțeleasă corect și a ne pregăti noi pentru ea. Nu sărbătoarea se pregătește pentru noi, ci noi oamenii pentru sărbătoare. Pentru a ne aduce acel, aminte de acel eveniment și a încerca a ne bucura în el. De aceea și biserica folosește cuvântul premergătoare, pentru că ne pregătim de a întâmpina această mărea sărbătoare și noi, în Evanghelia de astăzi și în timpul pe care ne aflăm, vorbim despre nașterea Domnului Hristos. De aceea biserica ne pregătește deja încă mai bine și ne mai aduce aminte ca deja să prindem a ne bucura între sărbătoare, prindem a gândi la ea, fiindcă deja omul de tare ce o dorește, apare și o dorință și mai mare. Și iată, și duminica aceasta deja, și săptămâna care vine, începe de la duminica aceasta, este deja chiar și cântările, pentru că nu doar Evanghelia vorbește despre venirea sărbătorii, dar chiar și cântările în timpul slujbii, a utrenii, iată, încă ne vestește deja încă și mai mult despre cum noi trebuie să ne pregătim sufletește, dar și trupește pentru întâmpinarea Hristos. Deci Evanghelia de astăzi este ne încearcă ne pregăti ca să ne bucurăm într-un Dumnezeu și ca să străduim, să fim cât mai aproape și deschis de această mare sărbătoare care urmează. Totodată observăm că aceste neamuri ni se arată sau este ca o vinică un argument că Mântuitorul este cel care este prorocit, este prezis de către proroci care să vină să mântuiască neamul omenesc. Da, de-a lungul Vechiului Testament vedem multe locuri prorocite de către proroci despre venirea lui Hristos, de aceea încă o dată se adeverește cuvintele spuse că nicio iotă și niciun cuvânt nu trece pe alăturea până nu se va împlini totul ceea ce se spus în Scripturi. Așa. De aceea proroci fiind vestitorii Domnului, deja venind Hristos în lume, se face o totalizare a lucrărilor pe care prorociile care se vorbesc în Vechiul Testament. Împlinirea prorociilor, am putea să spunem, și este atât de frumos, pentru că aici, dragii noștri spectatori, ar trebui să cunoaștem cu toții că atunci când Adam și Eva au fost izgoniți din rai, iată că Dumnezeu Tatăl cel Ceresc, după ce i-a blestemat și i-a izgonit din împărăția raiului, le-a făgăduit o făgăduință, unde le-a și zis că le va trimite un izbăvitor. Iată, până la urmă se adeverește că acest izbăvitor nu este altcineva decât însuși Fiul Său, care este, vine dintr-un neam drept, dintr-un neam cinstit, dintr-un neam plăcut lui Dumnezeu, pe care să nu aibă anumite, să zicem noi, mustrări de conștiință sau de discernământ că vin dintr-un neam păcătos, ci vin dintr-un neam drept, ales, pregătit, orânduit de Dumnezeu pentru ca să se nască însuși Mântuitorul Hristos. Pentru că totodată și prorocii aveau această tendință de căutare a adevărului dumnezeiești, pentru că aveau și revelația supranaturală, adică aveau comunicarea aceasta dintre proroc și Dumnezeu era directă. Nu aveau intermediarul, da? Adică cum este astăzi, adică revelația naturală. Dar avea revelația supranaturală. Și atât, această revelație e totuși mai tindeau pentru cunoaștere sau descoperirea sau întâlnirea acestui eveniment istoric, dumnezeiesc, dogmatic a Mântuitorului Hristos. De ce ei aveau această preocupare atât de mult ca să prorocească despre venirea acestui izbăvitor sau mântuitor al lumii? Iată, analizând prorociile prorocilor din Vechiul Testament, vedem, ei vorbeau doar cei ce erau înștiințați, fiindcă nu puteau să adauge la dânsi nimic, fiindcă nu aveau darul Duhului Sfânt al Vechiului Testament, și de ce nu puteau să lucreze precum apostolii au lucrat deja după Iisus Hristos.
De aceea ei singuri multe lucruri nu le cunoșteau și chiar vedem din exemplul a Sfântului Simeon, atunci ei nu știau pe Mântuitorul, însă l-a cunoscut cu Duhul atunci când l-a văzut pe Hristos, l-a luat în brațe. Și multe alte exemple în Vechiul Testament vedem despre că ei vorbeau doar cei ce primeau în științare de Dumnezeu și mai mult nu cunoșteau. Iată de aceea și este nevoia ca să cunoaștem că Vechiul Testament era o pregătire și oamenii, într-adevăr, oamenii s-au pregătit pentru a-L primi pe Hristos și a venit și s-a copt și păcatul acesta pentru ca să fie scos din rădăcină și ca Hristos deja să dea mântuire neamul omenesc. Deci, iată, prorocii au ajutat și ei concomitent la lucrarea de mântuire a Hristos și a făcut totul pentru ca lucrurile să se împlinească după voia Bunului Dumnezeu. Observăm că prorocerii nu s-au axat doar pe nașterea sau pe însuși persoana Mântuitorului, dar prorocerii au fost și asupra persoanei Fecioară Maria. Atunci când ne aduce aminte când Elisabeta s-a întâlnit cu Marie, cu dreapta Ana, când i-a spus că vă naște, adică împântice tău, adică cea care se va naște pe Izbăvitorul sau Mântuitorul Lumii. Adică cunoașterea că Elisabeta era însărcinată în luna a șasea cu Ioan Botezătorul, iar Fecioara Maria în luna a treia. Și atunci a saltat pruncul în pânticele, ne spune Evanghelistul Luca. Iată, și așa, dragii noștri telespectatori, dacă am fi să cercetăm întregul Vechiul Testament în lege veche, iată că prorocii și profeții, toți drepții, vorbesc despre pregătirea poporului și poporul ales, dar acest popor ales totuși el nu l-a primit pe Mântuitorul. Și iată că Mântuitorul a căutat și către toate popoarele, păgâne, străine, îndepărtate de cunoaștere sau ființe însuși al lui Dumnezeu. Iată, s-a vorbit despre 14 neamuri în fiecare categorie, aceste trei categorii. Cifra 14, ce semnifică pentru noi creștinii? Iată, aici nu avem specificat despre ce spre 14 un simbol, însă vedem deja nu sunt întâmplătoare această cifră, fiindcă ea se repetă de 3 ori. Și dacă se repetă de ori, vedem o împărțeală pe care oamenii puțin putem să vedem, ca să vedem lucrurile cum evolua și în viitor, pentru că noi astăzi, privind în trecut, vedem lucrurile cum s-au întâmplat. Dar construind viitorul este mult mai greu de a face lucrurile ca să evolueze pe gândul nostru, așa că aici vedem că lucrarea lui Dumnezeu este mult mai presus de minte, de gândul, de planurile omului. Așa că este un lucru măreț ca anume lucrurile ca aceste persoane aveți să mint prorocii, anume ca David, ca Avraam, ca strâmtorarea în Babilon, aceste momente să fie divizate și arătate că, într-adevăr, începe o altă etapă. O altă etapă de desăvârșire și de maturitate a poporului iudaic. Iar mă găsim în altă parte că cifra 14, adică Sfinții Părinții vorbesc că o împărțesc în jumătate, adică și vorbești de cifra 7, de două ori câte 7. Și iată, cifra 7 are o însemnătate pentru că ziua a 7 este închinată lui Dumnezeu, ceea ce ne vorbește însuși porunca a 4 din cele 10 porunci, cinstește ziua Domnului. Și iată, de aici, dragii noștri, am putea să facem o matematică, zic eu așa, mai elementară și observăm cifra 14 și ea împărțită are, formează, să zicem noi, o cifră sacră. Da, cifra 14, dacă luăm și analizăm ce ar însemna, iarăși un simbol este apostolii împreună cu Hristos și Maica Domnului. Apostolii 12, Iisus Hristos 13 și Maica Domnului 14, pentru că de multe ori simbolul bisericilor noastre, cupolele bisericii, iarăși au însemnătate, adică ce numărul cupolilor ce ar însemna. Și aici cifra 14, dacă este biserică cu 14 cupole, ar însemna lucrul acesta, 12 apostoli, Iisus Hristos și Fecioara Maria, mama sa.
Iată, această genealogie a neamurilor, observăm că Evanghelistul Matei nu face altceva decât o legătură, o punte de trecere dintre Vechiul Testament cu Noul Testament. Ceea ce observăm mai pe urmă și la Evanghelistul Luca, genealogie, dar se vorbește deja la patimile Mântuitorul Hristos. Ceea ce încheie însă și Apostolul Ioan. Care e, noi astăzi mai păstrăm tendința aceasta de pregătirea noastră față de acest eveniment dumnezeiesc al nașterii Mântuitorul Hristos? Iată, noi astăzi tindem a ne pregăti pentru sărbătoare, însă de multe ori doar material, spiritual mai puțin. Și anume, dacă privim în societate, vedem învelșumarea aceasta sărbătorilor și a pregătirii oamenilor pentru sărbătoare, și anume mult trupește. Ce va pune pe masă, ce va îmbrăca, coafură și multe altele. Dar iată, Hristos încearcă ca să vie pentru noi simplu, să vie pentru noi plăpând și blând, smerit cu inima, ca să ne aducă și acest exemplu al său nou. Dar totodată prorocii și ei la rândul lor au trăit o perioadă, zic eu, a vieții lor, nu în zadar să numiți drepți, adică însuși viața lor era dreaptă și pregătirea, și nu se eschivau sau nu rupeau legătura cu postul. Ce legătură are postul prorocilor cu postul care astăzi ne aflăm, încât de mai disparte puțin timp până la nașterea Mântuitorului? Dar orice post are în vedere și încercarea ca noi să ne educăm pe noi înșine, pentru că postul este o abținere, o reținere, și atunci de ce și biserica a pus accent pe produse, adică pe mâncare, într-un prim plan, adică s-au început, fiindcă pe baza, dacă noi ne încercăm a ne dirija cei ce vom mânca, atunci ușor ne este pe urmă a ne dirija viața noastră între cei ce vorbim, cei ce privim, cei ce simțim și multe altele. Deci și postul este o abținere, o reținere, așa că acest exemplu vedem și din Vechiul Testament, unde prorocii au postit pentru ca să se unească mai mult cu Dumnezeu. Pentru că și nou exemplu este atunci când postim, noi suntem, organismul nostru este puțin mai slăbit, nu are atâta energie într-o care să folosească pentru activitățile noastre, și atunci, în momentul când suntem mai slăbiți puțin, gândul nostru este mai aproape de Dumnezeu. Și avem așa emoții pozitive și energie pentru ca să fie degajată. Iată de ce și în Vechiul Testament vedem prorocii au postit și acele 40 de zile înainte de orice lucrare, ca prorocul David, ca alți proroci, pentru că orice lucrare sfântă se cerea ca să fie un post. Postul pentru ca să ne abținem pentru Dumnezeu, nu pentru o dietă, pentru ca să curse de slăbire, ci o jertfire a sa pentru Dumnezeu, ca acesta să fie un început bun. Și atât în cadrul postului era un început bun pentru ca lucrurile să se săvârșească pe viitor. Avem în Vechiul Testament postul iarăși stabilit cele două zile de post în parcurs săptămânii, însă erau în ziua de marți și ziua de joi. Deja Noul Testament s-a schimbat în ziua de miercuri și ziua de vineri, și deja posturi de lungă durată, fiecare templul sau legea iudaică nu aveau posturile acelea lungi, erau tot erau aranjate așa mod ca omul temporar să se abțină pentru ca lucrurile să meargă după voia lui Dumnezeu, ca omul să nu se piardă în cotidianul vieții lui. Observând totuși, chiar și Vechiul Testament arată, cum ați menționat și dumneavoastră, simția voastră, că prorocii posteau. Și Daniel în groapă cu ulei a postit cu doar cu cele boabe, nemâncând carne. Ilie, trezviteanul, cel care a postit în munte,
ca să oprească cerul de la ploaie și invers, ca să dăruiască ploaie prin foamete pe care s-a bătuse, pentru că foamete tot era un post până la urmă. Și atât observăm fiecare proroc că avea această legătură cu postul și chiar în poporul iudaic era foarte strâns legat de această trăire a postului. Da, poate uneori era prea exagerat, pentru că vedem iarăși exemplu care Hristos iarăși nu accepta acele tradiții de a îmbrăca cu un sac și cenușă pentru ca să arete că postește. Și aceasta era neplăcut Dumnezeu, pentru că Dumnezeu dorea ca omul din suflet, din inimă să postească, nu doar în văzul altora ca să fie compătimit, iată, dragul, și cum aici postește lucrurile astea, el sărac, acum e slăbit, nu vorbiți cu el, nu-l trebojiți, nu-l depărtați-vă de el. Adică în societate este o mândrie lucrul acesta. Și atât, deja nu este un post folositor, ci este un post dăunător. Da, chiar și pentru că e vorba de fală. Chiar și Hristos îl osândește, arătând esența postului. Dar iată, dacă ne întoarcem la partea bună a lucrurilor, postul avea, și dragii noștri spectatori, ar fi bine să cunoașteți că prorocii făceau minuni. Foarte multe minuni făceau prorocii. Și cui se datora acest lucru? Prin faptul că viața lor erau drept, cinstiți și postitori. Sau viața lor era corectă în fața lui Dumnezeu și în care Dumnezeu, prin mâna și prin viața lor, își reversa mila dumnezeiască asupra prorocii și care prorocii erau făcători de minuni. Dragostea sau de mila lui Dumnezeu. Iată și același lucru și postul nașterii. Pentru că, până la urmă, noi suntem doar niște călcăm pe celeși urme, pe celeși cărări bătătorite ale postului, ale prorocii, în așteptarea venirii izbăvitorului, Mesia, cel care a fost prorocit, a fost adus la cunoștința noastră ca să ne izbăvească de păcat. Și acest post, cum îl considerăm? El este atât de echivalent al Vechiului Testament sau are ceva anumite schimbări sau are alt conotație? Iată, gândindu-ne la starea prorocilor și a oamenilor din Vechiul Testament, a dreptilor care se străduiau să împlinească porunca lui Dumnezeu, vedem că acest post a fost adânci chiar de mare durată, fiindcă îl vedem circa 5.000 și ceva de ani. A avut loc unde oamenii au fost abținuți de la harul dumnezeiesc. N-au putut să se împărtășească, n-au putut să-L aibă pe Dumnezeu în inimă și suflet între atâta pe cum îl avem noi astăzi. Și iată, aceste 5.000 și ceva de ani într-o care au crescut, s-au dezvoltat și s-au obținut de la cele ce Dumnezeu îi învăța, iată ne arată că totuși au ajuns la un final, au ajuns la timpul făgăduit, fiindcă și Dumnezeu deodată, Adam și Eva tot le-a făgăduit, spunându-le, dacă vă veți abține de a nu mânca din copac, cunoaște bine și răului, Dumnezeu a făgăduit viață veșnică, adică pomul vieții. Însă n-au trecut această încercare, dar iată parcursul Vechiului Testament, trecând 5.000 ceva de ani, oamenii au rezistat, au ascultat, au dus porunca lui Dumnezeu mai departe și astăzi, deja venind Iisus Hristos, ne-a dobândit mântuirea. Astăzi noi, în timpul postului nașterii Domnului, avem tendința de a ne schimba și noi a ne gândi la sufletul nostru, pentru că odată ce chiar observăm timpul între posturi, chiar și biserica ne dă un relax, ne dă o libertate sau o ușurință atât la alimentație cât și la starea emoțională a noastră, dar atunci, dacă este de lungă durată, deja omul se deprinde cu lucrurile acestea și dacă biserica nu ar opri, atunci omul vedem cum depășește lucrurile fără Dumnezeu și se îndreaptă spre cele rele. Așa că postul nașterii Domnului, pentru ca să-l înțelegem,
ca să trăim această sărbătoare măreață a noastră, Domnului, sufletește și trupește, iată, abținându-ne de la produse alimentare, abținându-ne de la faptele noastre care sunt uneori prea plăcute, făcându-le glume, veselie, vorbă, discuții și altele, iată, prin aceasta ne arată, ne apropie de Hristos și ne duce ca să ne aducem aminte ce face un prunc, cum trăiește un prunc, de ce are nevoie un prunc. Și așa și pentru noi este un exemplu că urmând exemplu Hristos în punct de vedere a pruncului, noi ne creștem duhovnicește și devenim niște credincioși care încep o viață de la început. Iată un început de la mic până la mare. Iată însuși, vedem că sfârșitul Evangheliei se vorbește despre succint, așa, într-un pasaj scurt, despre nașterea Mântuitorului. Spuneți-mi, vreau frumos, Părinte, că acest prunc, până la urmă, el a trezit foarte multe curiozități în lumea întreagă. Doar un prunc fiind, dar a trezit anumite interes. Chiar și atunci când magii au mers către Betleem și s-au dus pe la regele Ierod să-l întrebe unde este împăratul iudeilor, da? Și atunci, Ierod, fiind tulburat, a chemat pe arhierei, pe conducătorii poporului, saducheii, cei care stăteau în fruntea poporului iudaic, ca să întrebe sau să cerceteze. Și atunci, aceștia vorbesc despre acest prunc. Oare era atât de, acest prunc era atât de, să zicem noi, periculos, sau a trezit chiar atât mult interes față de acești mari domnitori a lumii? Iată, din spusele Sfinției voastre, vedem că magii, fiind doar niște cititori în stele, vorbim cum natura slujește lui Dumnezeu. Și natura îi slujește Dumnezeu pentru că cei cititori în stele au văzut semne deosebite pentru care au înțeles că nu sunt întâmplătoare și trebuie de urmat și trebuie de mers, de închinat, fiind chiar păgâni. Iată, vedem aici că dacă nu mintea noastră, rațiunea noastră, care noi o socotim înaltă, punem la dubii niște lucrări, atunci vedem că natura este cea care slujește întru totul stăpânului, creatorului și nu are dubii și nu are preînțelesuri. Știe ce să facă. Așa că și acești magi, într-adevăr, au mers după profesia lor. Însă au ajuns să conștientizeze că datorită naturii s-au încreștinat și ei. Au crezut și ei, l-au văzut pe pruncul Iisus, i-au adus daruri și au văzut că lucrurile pe care omul le face sunt împlinirea lucrurilor care vin mai presus de mintea omenească, adică cel dumnezeiești. Așa că pruncul Iisus, atât fiind el un prunc firav, plăpând și mic, întrânsul era Dumnezeu. Dumnezeu cel mare, strălucitor, biruitor și plin de dragoste. Pentru că această dragoste să fie adusă, să fie revărsată peste întreg pământul, ca prin aceasta să dobândească fiecare mântuire. Părinte, aș vrea că iarăși în Evanghelie s-a menționat nașterea până la Iosif, adică genealogia neamurilor. Ce statut avea Iosif vis-a-vis față de Fecioara Maria? Iată, dacă vedem în Sfânta Scriptură și deja și Sfânta Tradiție pe care completează Sfânta Scriptură, ne întrebăm de ce și ce și de ce anume acest statut l-a purtat Iosif ca fiind logodnic. Pentru că a avut un titlu de logodnic și nu doar titlu de denumire, ci într-adevăr statut cu acte în ordine, fiind că, iarăși cunoaște din Sfânta Tradiție, că Fecioara Maria, când a venit momentul de a nu se mai putea afla în templu din cauza maturității pe care o avea, iată, preoții s-au sfătuit ce să facă.
ce se facă, fiindcă Fecioara Maria a avut un gând și o idee și o dorință a ei pentru ca să fie Fecioară și de acum încolo. Până atunci acest lucru era foarte străin pentru domnișoare, fiindcă fiecare și în Vechiul Testament, fiecare familie învăța copiii, mai ales pe fetițe, că ele trebuie să fie cele care vor da naștere, care vor răspândi, vor dori viață și vor aduce ca generația să urmeze, să crească. Însă Fecioara Maria o vedem cu o altă viziune, pentru că dorea să-și păstreze fecioria și de acum încolo, adică după momentul ajungerii la maturitate. Și atât de aceea și bătrânii s-au strâns ca să facă o adunare și să hotărască ce să facă. După care vedem iar această tradiție că trăgând la sorți, sorți a căzut lui Iosif, pentru că sorțul a fost pentru toiagul care a înflorit. Și atât acest toiag care a înflorit al lui Iosif, el a fost cel care a luat-o în casa sa, fiindcă aici, astăzi noi vedem deja și Sfinții Părinți ne explică de ce a luat-o în casa sa, fiindcă trebuia să se nască și nu doar a luat-o în casă, dar și a avut statut de logodnic și a încercat să o protejeze. Și anume, de ce să o protejeze? Fiindcă legea iudaică spunea că dacă o fată, o domnișoară, rămâne însărcinată în afară căsătoriei, atunci acea fată era scoasă în afară orașului, bătută cu pietre. Și atât dintr-o această considerență, într-adevăr, vedem pronia lui Dumnezeu care a avut asupra Fecioara Maria, care să fie protejată de bătrânul, pentru că era bătrân, el era văduv, copiii erau toți la casele lor, erau maturi, așa că el a luat-o în casă ca un protector, însă și cu acte în ordine, pentru ca să nu fie învinovățită Fecioara Maria de o nelegiuire sau alta. Și iată anume din Sfânta Evanghelie și vedem lucrurile că așa au fost, fiindcă după ce Iosif a observat, fiindcă când a luat-o pe Fecioara Maria în casa sa, ea deja avea pe pruncul Iisus în sarcină, adică fiindcă întruparea a fost al lui Dumnezeu în trupul Fecioarei Maria. Și parcursul timpului Iosif a observat că deja ea este însărcinată și burta creștea și iată el i-a venit și gândul acesta, cum îl vedem în Sfânta Evanghelie, spunând că ca să o elibereze nascuns, adică să o slobozească nascuns, ca să nu pricinuiască ceva. De ce s-a ascuns, să o lăsă nascuns? Fiindcă dacă el a anunțat pe cineva că iată este însărcinată, ea putea fi supusă morții. Însă el gândea că el totuși nu înțelegea de ce i-a avut gând ca să fie fecioară, dar a ajuns să nu se țină de cuvântul ei propriu. Dar iată, în momentul acesta când avea dubile aceste gândiri, seara în vis îi vine îngerul și îi spune că iată cel ce se va naște este de la Duhul Sfânt. Iată, îi pune punct la toate întrebările, de răspuns la întrebările lui, ca să cunoască că cel care se naște în Fecioara Maria este de la Duhul Sfânt și el deja să nu se teamă, ci să o ia și să crească înainte, fiindcă doar prin aceasta se va înfăptui lucrarea dumnezeiască. Iată, anume această lucrare, vedem că Iosif și îngerul menționând că, iată, vei pune numele Iisus și numele va fi Emanuel, cu noi este Dumnezeu, prin aceasta arătându-se despre misiunea dumnezeiască pe care o are și Iosif în lucrarea aceasta de mântuirea lumii, fiindcă el să nu a acceptat, nu avea să fie lucrurile cum ar fi trebuit să fie. Așa că toți au un rol important și Iosif a avut și el în aceea pentru ca Hristos să se nască și să fie salvat apoi de la Irod și ca lucrurile să se desfășoare anume în acest mod. Observăm că protecția sau Duhul Sfânt îi descoperă lui Iosif despre această taină
a întrupării Mântuitorului în pântice Fecioară Maria, după ce Iosif s-a gândit în mintea sa ca să o ascundă, ca să nu divulge că are sarcină. Și atâta, observând, dragii noștri, că Dumnezeu îi se descoperă omului sau îi dă omului această posibilitate, nu oricui și oricând, când omul deja este pregătit ca să primească niște taine dumnezeiești, atunci când omul este vrednic de a cunoaște tainele cele cerești. Însuși logodna, așa astăzi întâlnim noțiunea și în rânduiala cununiei, este, merge întâi perioada logodnei și apoi rânduiala cununiei, că în vechime aceste două slujbe erau aparte, astăzi s-au împreunat. Ce semnifică însăși această rânduială s-a numit logodnă? Iată, de la logodnic. Da, într-adevăr, astăzi în Biserica Ortodoxă, logodna, dacă întrebăm pe oameni ce înseamnă logodna, ei mai mult se gândesc la partea aceea de înțelegere a cuscrilor, da, sau a părinților tinerilor. Însă aceasta este cu nu chiar lucrul acesta, fiindcă este chiar în lucrarea bisericească și este prima parte a cununiei. Pentru că astăzi mai întâi merge logodna, atunci când chiar se schimbă inelele, iată, schimbarea inelelor și punerea inelelor pe degetele tinerilor este anume partea logodnei, după care și începe cununia propriu-zisă. În vechime, cum ați menționat și dumneavoastră, într-adevăr, lucrurile erau separate. De ce erau separate? Fiindcă cei care se logodeau aveau timp de a se cunoaște pe sine la distanță, adică nu aveau dreptul să trăiască împreună, ci se logodeau pentru ca să se cunoască, ca să vadă unul pe altul, ca părinți între ei, și adică acesta era un timp răgaz ca să se vadă unul pe altul, să înțeleagă este el sau este ea pentru dânsii. Și după care urma cununia. Dar nu era neapărat ca să urmeze cununia, dacă ei nu doreau să meargă mai departe împreună, nu era un lucru grav. Așa că deja mai pe urmă a fost întolocate, că de multe ori deja prea mulți nu ajungeau la cununie și deja a fost unite ele. De ce și logodna de la logodnic este deja un gând de seriozitate și un gând de a planifica viața tinerilor, viața casnică, la moment de plan, de gând, pentru că totul se începe cu gândul omului, după care se acționează și se face în proiecte și lucrări. Observăm că logodna sau logodnicul, logodnicul este cel protector. Așa cum Iosif era un protector asupra Fecioară Maria, iată că și în cazul dat este tot un protector asupra viitoare soții. Că totodată punerea în el ce vorbește, pentru că ei s-arvonesc, da? Adică deja ei au un plan. Și cât fecioara, cât și feciorul, sunt acei când sunt arvoniți și nu mai pot fi tentați altor cunoștințe sau schimb de cunoștințe cu alte persoane. Pentru că ei, dragii noștri, arvonă. Adică se dă ceva înainte, pentru că ar trebui să se pregătesc, cum s-a menționat, pentru planificarea unui familie. Da, chiar și aici, în trebnicile, în cărțile de rânduială cele vechi, chiar vedem, sau în cele slavonești, vedem că, într-adevăr, înainte de cununie, chiar după logodnă, este întrebat tânărul și tânăra, nu te-ai promis altuia, nu te-ai arvonit altuia, pentru că și de ce în timpul cununiei nu se practică doar tânărul cu tânăra, dar trebuie să fie niște marturi sau în tradiția noastră nașii ca să se vorbească într-adevăr. Nu au fost în alt căsătorie, nu au fost în alte relații, nu au fost așa, pentru ca să fie cât mai deschis ca această cu familie să aibă continuitate mai mult. Se vorbește să fie concomitent, adică da, cu dublă căsătorie sau cu dublă trai. Da, astăzi noi avem calculator, registrezi și mai nu este greu. Mai greu de făcut cu acestea. Dar mai este și discernământul omului. Da. Care omul trebuie singur să conștientizeze, să
aduc mărturii sincere dacă este sau nu este în o altă căsătorie. Revenim la acest moment frumos al nașterii Mântuitorul Hristos și iată acum îmi amintesc minte așa discutând și observând și în Evanghelia de astăzi, vom observa și în Evanghelia de nașterea Mântuitorului și după nașterea Mântuitorului, nu se vorbește nimic de Crăciun. Astăzi, în societate, doar despre Crăciun și nu despre Hristos. De ce se întâmplă? Sau cum s-a făcut să se ajungă la această întortochiere? Aceste lucruri se înfăptuiesc prin... Că asta am vrut să menționăm, Părinte, că în Evanghelie numele Crăciun, eu n-am întâlnit, poate dumneavoastră poate cunoașteți, dar eu n-am întâlnit numele Crăciun în Evanghelie. Dar în viața cotidiană, tot ce este legat de această sărbătoare, tot e despre Crăciun. De-a lungul istoriei este și vrăjmașul diavolul care încearcă ca să depărteze adevărul. Și atât cuvântul Crăciun sub o formă bună, cineva care spune că este parcă un cuvânt bun, o formă bună, s-a strecurat chiar și în sânul bisericii și aduce o știrbare a adevărului, fiindcă se încearcă să înlocuiască pe Hristos, să înlocuiască cu Crăciun. Și iată, iarăși vedem une citate unde se spune că unde este Crăciunul este Hristos. Și să încercăm ca să-L vedem pe Hristos, dar nu să încercăm să vedem alte lucruri. Absolută dreptate aveți dumneavoastră spunând că în Evanghelie nu avem acest termen, nu avem acest personaj, nu avem aceste tendințe de manifestare acestui cuvânt, pentru care astăzi foarte mult avem atât la genul masculin folosit cuvântul Crăciun, deja a ajuns să fie și la genul feminin, Crăciuniți deja. Și multe altele, în care este cu totul greșit, cu totul departe de Cuvântul Dumnezeu și de Sfânta Scriptură. Așa că noi suntem cei care avem rațiune să încercăm a analiza și a pune toate locul lor și să îl slăvim pe Hristos în aceste mărețe sărbători cu cuvântul Său, să-L vorbim despre Hristos, despre nașterea lui Hristos și să încercăm a schimba mentalitatea noastră și al altora de a nu pronunța cuvântul Crăciun și acea baladă care alții o presupun că este, dacă se vorbește despre Crăciun și Maica Domnului și Femeia Crăciunului și boi și alții, iesle și alte lucrări, înseamnă că este lucrurile adevărate. Este, din aceasta putem să deducem doar o morală și o învățătură, dar nu o dogmă și o echivalare sau deja este o înlocuire a lui Iisus Hristos cu Crăciun. Părinte, iată, deja suntem la finele emisiunii, iarăși, ca o întrebare, cred că ar fi de folos pentru toți telespectatorii noștri, cum ar trebui să arate și de unde ar trebui să înceapă sărbătoarea nașterii Mântuitorului în familie, în viața fiecărui în parte? Iată, după cum ce ați menționat dumneavoastră, că înainte de nașterea Domnului avem un post binecuvântat, iată, după acest post, postind cu toții în familie și împărtășindu-ne cât mai des cu taina, suntem împărtășanii trupul și sângele lui Hristos, urmăm a ne bucura prin a ne pregăti creștinești de a întâlna pe pruncul Hristos. De aceea, țara noastră strămoșească are foarte bun obicei de a alcătui colinde dedicate Domnului Iisus Hristos. De aceea și tradiția foarte frumoasă este de a corinda, de a ne reda bucurie, sentimente de bucurie și de dragoste cu lui Hristos prin colindele care sunt alcătuite de strămoșii noștri și de noi, pentru că prin aceasta este iarăși un moment de binevestire lui Hristos. Așa că avem colinde de prevestire lui Hristos, de nașterea lui Hristos, avem colinde de momentul nașterii lui Hristos și avem colinde după nașterea lui Hristos și s-a întâmplat. Așa că toate după text, după eveniment, folosindu-ne la locul lor, este foarte bucuros și Hristos auzindu-ne și noi oamenii pe pământ veselindu-ne. Așa că înainte de nașterea lui Hristos este bine a posti, a ne împărtăși,
a ne pregăti sufletește și trupește ca pe Hristos să-L primim bun, plăpând, firav, dar plin de iubire. Iată, cred că ar fi bine să cunoaștem și ceilalți, adăugând și eu aici ceva, pentru că colinda trebuie să înceapă de la Ieselea, de la peștele Mântuitorului, unde în fiecare biserică este amenajată, este preînchipuirea acesteia, unde Hristos se naște, unde Hristos ne așteaptă, unde Hristos, unde noi pe Hristos, pruncul, aducem acele cântări imnografice, aceste imnuri ale nașterii Mântuitorului Hristos. De aceea este bine acest lucru, dragii noștri spectatori, cât voi ca părinți sau voi ca bunei, luându-vă copiii, luându-vă nepoții, familia întreagă, sănătoasă, mergând în bisericile lui Hristos, participând la Sfintele Slujbe, așa cum Părintele a menționat, să vă împărtășiți cei care n-ați reușit sau cei încă care ați continuat să vă pregătiți de aceasta prin spovedanie și totodată să nu uitați ca după slujbă, colindând, cântând, lăudând pe pruncul Hristos, cu aceste bucurii, mergând în case și iarăși acele mese în care acea sărbătoare vedem că este un imbold de reîntâlnire, de reorganizare a familiilor noastre, în unde se adună, se întâlnesc frații, surorile, se întâlnesc părinți cu copii, se întâlnesc rude și toate acestea nu doar să se pui accent pe mâncare sau desfătări. Se pune un accent pe acest punct care este colindul, care este imnul mărturisirii lui Hristos. Așa să fim niște magi pentru care magii au mers și au vestit tuturor că s-a născut, cât și lui Irod, cât și căpetenii preoților, cât și poporului, cât al său și cât al egiptenilor, că s-a născut Mesia. Asemenea și noi să fim acei călăuzitori. Iată, eu văd aici și nu ultimul rând, care este foarte important, de a aveți împreajmă. Oameni nevoiași, oameni în suferință, mergeți colindații, mergeți și oferiți-le din puținul vostru, de la mesele pioase ale voastre, oferiți-le și celorlalți care poate de anumite motive nu are cine să le trezească o bucurie pe față. Faceți acest lucru că pruncul Hristos consider și așa ne învață biserica, ne răspătește la vreme cuvenite. De ce, părinte, aș vrea la o încheiere acestei emisiuni să ne vorbiți ca o totalizare a învățăturii și a ceea ce ne transmite astăzi Evanghelia. Evanghelia ne-l aduce în prim plan pe pruncul Hristos, ca să înțelegem că El a venit pentru ca noi să avem mântuire. Dumnezeu Tatăl spune, într-o atât de mult am iubit lumea, că l-am trimit pe Fiul meu, unul născut, ca prin El să dobândim mântuirea. De aceea că Dumnezeu l-a trimis pe pruncul Iisus, noi astăzi trebuie să-L primim. Să ne aducem aminte despre simbolurile și orice moment repetat este pentru noi o reînnoire, o gândire de apropiere cu Dumnezeu. Așa că începutul Evangheliei ne vorbește despre neamurile după trup al Domnului Iisus Hristos, că El a fost personaj istoric, într-o care adevărat, nu mific și nu sub formă de baladă sau legendă, și apoi, deja venind pe acest pământ, în mod miraculos s-a născut în Fecioara Maria, după care, prin viața sa, ne este exemplu nouă de viață creștinească. Așa că Iosif, având momente de dubiu, de gândire, îngerul a venit și l-a limpezit, l-a clarificat, l-a întărit și l-a sfătuit. Așa și noi, în momente de dubii și de încercări, să apelăm la Dumnezeu, ca El să ne clarifice și să ne explice. Și astăzi, cea mai clarificare este citirea Sfintei Scripturi. De aceea să ne bucurăm aceste mărițe sărbători
sărbătoarea nașterii Hristos care urmează, cu sufletul nostru și cu trupul, ca prin aceasta să îl îmbrățișăm pe Pruncul Iisus, care, venind simplu, dându-ne exemplu de smerenie, se naște în ieslea animalilor, ca apoi noi să fim îndumnezeiți. Iată, dragii noștri spectatori, suntem la finele emisiunii și aici aș vrea să fac și eu o încheiere cu acest moment, unde Fiul lui Dumnezeu se coboară din scaunul slavei sale la noi, pentru că noi să trăim cu noi și prin noi. Da, drept aceea să simțim aproape pe toți la subtul nostru și să-i aducem ca și magii darurile noastre, aur, fapte cele bune pe care le-am făcut, smirna credinței și iubire față de El și tămâie recunoștință pentru tot binele pe care l-a revărsat asupra noastră. Și dacă acei trei magi s-au întors pe altă cale în țara lor, asemenea și noi, să ne reîntoarcem înapoi pe alt drum de cel al păcatului care l-am trăit de până acum, să mergem spre drumul cel care duce spre Betleemul cel duhovnicesc, al iubirii Dumnezeu și de oameni, spre drumul faptelor cele bune, a rugăciunii, al împlinirii poruncelor, celui ce se va naște din nou pentru noi și pentru a noastră mântuire. Eu vă zic că o seară binecuvântată, mai departe, o săptămână spornică, Doamne ajută, mulțumim, Părinte, pentru prezența și, dragii noștri spectatori, vă dorim o săptămână ușoară, spornică, în faptă ce bună, grăbindu-ne de a face bine și de a merge spre ieslea unde Hristos se naște, în bisericile noastre de pretutindea. Doamne ajută, sărbători binecuvântate și luminate să aveți!